Zeci de clujeni curioși s-au strâns în Parcul Central ca să asiste la manifestările dedicate zilei pompierilor. Printre acestea s-au numărat prezentarea tehnicii de intervenție și exerciții demonstrative. Cei mici au avut parte de cele mai interesante activități, au fost atenți la echipamentele folosite de salvatori, iar unii chiar au vrut să învețe cum se acordă primul ajutor în caz de nevoie. Te uiți, simți pe obrazul acesta și auzi, da? Ok. Timp de 10 secunde, adică nu mergi până la 10. Dacă vezi că respiră sau simți, atunci... Foarte bine. Instituția a aniversat astăzi 170 de ani de la înființare. 170 de ani de salvat vieți. Ne bucurăm foarte mult că suntem teferi în fiecare zi, că putem să-i ajutăm pe semenii noștri aflați în pericol și în situații grele și că totdeauna ISU Cluj va fi mereu la datorie atunci când este nevoie de ei. Ziua pompierilor a început la Cluj cu o ceremonie de înaintare în grada mai multor ofițeri și subofițeri, urmată de un marș al echipajelor clujene ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.